varză, castraveți, bebeni verzi, pătrun gel și brocoli. Parcela albastră era cea mai deosebită, pentru că acolo creșteau doar pomușoare, cum ar fi coarnă, afine, struguri și chiar și porumbele. Pe parcela roșie a sărit în schimb vișine, sfeclă roșie, ceapă roșie, ardei iute și căpșunele. Dar în mijlocul acestor parcele creștea copil roșia, care se considera regina grădinii. Știți de ce? Pentru că ea poate fi de diferite culori. Poate fi roșie, poate fi galbenă,